Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste pentru cei din zodia Vărsător pentru luna august 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Vărsător din punct de vedere al dragostei pentru luna august 2024. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul dumneavoastră, luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumit. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Vărsător, din punct de vedere al dragostei pentru luna august 2024. Avem judecata, ok, nebunul, nou început, o revedere cu o persoană și șaptele de cupe. Iar la baza pachetului avem roata norocului, wow, multe planuri, multe vise, multe... Foarte interesant, voi vă doriți să vă împăcați cu cineva, să o luați de la capăt, știți că această persoană este destinată vouă, da? Face parte din destinul vostru, știți că vă este menită această persoană, face parte din, da, cum am și zis, din karma voastră, din destinul vostru, da? Judecata, roata norocului, da? Se întoarce roata în favoarea voastră, se mișcă roata în favoarea voastră. Este ceva care vă aduce și mult noroc în viață. Știți că această persoană sau această decizie de a lua-o de la capăt, poate unii dintre voi nu neapărat că vă împăcați cu cineva, iertați pe cineva și o luați de la capăt, mergeți pe drumul vostru. Unii dintre voi nu este neapărat să vă împăcați cu cineva din trecut sau cu persoana dragă, poate ați avut divergențe în această perioadă sau neînțelegeri, dar nu mai vreți acest lucru. Unii dintre voi, dacă m-aș zis, vă împăcați cu persoana dragă sau... Unii dintre voi o luați de la capăt, o iertați, dar mergeți în altă direcție, vă schimbați direcția. Foarte interesant, bineînțeles că și visați cu ochii deschiși aici cu șaptele de cupe, vă faceți tot felul de planuri, tot felul de... Sunt și iluzii aici, parcă vă simțiți bine în această perioadă unii dintre voi, da? Dar aveți grijă, da, ce alegeți și aveți grijă că voi sunteți acum cam puși pe riscuri, da, să vă aruncați cu capul înainte. Într-adevăr, cărțile spun, dacă este în favoarea voastră, dar aveți grijă ce alegeți, pentru că nu toate ofertele ce vin către voi, da, să fiți atenți, nu înseamnă că sunt și tocmai bune, pentru că voi cumva simțiți, se dau niște lupte interioare aici cu luna. Apar anumite situații misterioase sau vi se par vouă că vi se ascund secrete, da, de partener, parteneră, că ceva nu este regulă acolo. O femeie are un rol important, da, în această lună. Foarte interesant. Posibil să aveți de-a face cu zodia Pești, da, unii dintre voi, sau Rac în unele situații. Șapte de monede. Trecutul, da, este vorba aici că voi vă veți reîntâlni cu persoane din trecut sau cu o persoană din trecutul vostru, revine această persoană, cum am și spus, unii dintre voi, este o relație sau a fost o relație destul de veche, da, pentru că vorbim aici de așteptare cu șaptele de monede, de ceva vechi la care ați depus foarte multe eforturi, da, și cumva așteptați niște rezultate. Poate voi ați depus efort să vă revedeți cu o persoană, da? Cu persoana pe care voi o iubiți și vreți să începeți un nou început sau reapare altcineva nou în viața voastră, dar și cumva vă mai uitați așa în trecut, da? Pentru că voi poate ați așteptat, da? Unii ați așteptat foarte mult timp să revină această persoană sau să se întâmple acest lucru, da? Cumva ați lucrat la acest nou început. Să întâlniți pe altcineva sau să mergeți la un alt drum. Da? Ia uitați, vorbim din nou de drumuri aici. Doi de bâte. Doi de bâte, o călătorie, un drum pe care îl faceți, o așteptare mai mare. Din nou vorbim despre așteptare. Pe cineva care ați așteptat de la drum, da? De la un drum lung, o decizie pe care trebuie să o luați.
mergeți cu această persoană la același drum sau o iertați și mergeți separat, da? Nu neapărat că vă împăcați, da? Deci chiar o iertați și mergeți în drumul vostru. Acum fiecare cu decizia lui, pentru că oricum va fi benefică pentru voi, voi știți că ceea ce alegeți vă va schimba cursul vieții, da? Și se vor schimba multe în viața voastră, da? Vă doriți stabilitate sau aveți de-a face cu o persoană care vă oferă stabilitate, siguranță, este o persoană tradiționalistă, vă cumpărați o locuință cu partenerul, partenera, vă mutați, da? Aici vorbim de regele de monede, posibil să aveți de-a face cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Sau vă vine așa un noroc în viața voastră de cuplu. Simțiți că parcă lucrurile se așează, da? În unele situații, se așează de la sine, parcă se aștearnă multă liniște, multă pace, multă armonie, multă stabilitate, siguranță, primiți dovadă palpabilă, da, și reală din partea partenerului, dar și voi sunteți la fel, da, de implicați. Deci este ceva aici care se schimbă în bine în viața dumneavoastră de cuplu, de iubire, de relație, da? Iar unii dintre voi, cum am și spus, ia uitați aici, independența, da, cum apare, vă doriți să deveniți burlaci, burlăcițe, să ieșiți din relații, din relația în care sunteți, da, în care nu vă mai regăseați, nu vă mai plăcea, da? Parcă vreți așa să vă bucurați de viață cu nouăle de monede, căpătați independență. Iar unii dintre voi vă simțiți în relația pe care o aveți așa independenți, sigur, pe voi, parcă vă susține persoana dragă să fiți așa, da, să străluciți, să ieșiți în evidență. Poate unii dintre voi aveți și afacerea voastră proprie, da, în care câștigați banii voștri, da, sunteți mulțumiți, aveți încredere foarte mare în voi. Voi cumva acum, în această lună, simțiți așa nevoia de aventură, de a vă aventura, de a vă risca, de a face lucruri așa, ceea ce vă place vouă, da? Unii vă doriți, da, stabilitate, siguranță în relație, cum am și zis, iar alții vă doriți să deveniți independenți, să fiți singuri, să vă trăiți emoția, să trăiți momentul. Aici avem asul de cupe, abundență emoțională, un nou început la iubire, da, simțiți o nouă emoție, chiar și cu relația în care sunteți, da, reaprindeți această emoție, faceți tot posibilul, da, să ajungeți din nou la inima persoane iubite, dar și persoana iubită, bineînțeles, își dorește același lucru. Este o chestie reciprocă aici, dar multă emoție, mult sentiment. Deci se vede că într-o căsătorie, într-o relație de lungă durată, da, aici avem marele preot. Vorbim despre relații serioase, dar și căsătorii, bineînțeles. Poate, da, unii dintre voi, faptul că reluați această legătură, sau iertați această persoană, întâlniți pe urmă persoana potrivită pentru voi care ajunge la căsătorie, da? Sau unii dintre voi sunteți căsătoriți și nu vreți să pierdeți această persoană pentru că știți că chiar dacă poate va greși, nu neapărat cu altcineva, poate în felul de a fi, sau a avut o zi mai proastă, sau s-a întâmplat anumite lucruri care nu s-au înțeles la momentul respectiv. Și nu vreți să pierdeți această căsnicie sau această relație unii dintre voi, pentru că știți că această persoană a venit cu intenții serioase și că vă iubește sincer, da? Și face parte din destinul și soarta voastră. Aici cu Marele Preot, da, posibil să aveți de-a face cu Zodia Taur unii dintre voi. Mult noroc, multă prosperitate, multă liniște, multă armonie aici. Evenimente foarte importante în viața personală, dar cât și de cuplu, da? Sunt lucruri așa și schimbări foarte importante pentru voi, pentru viața voastră. Aici vorbim despre îndrăgostiții, da? Zodia Gemeni, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu, da? Aici vă îndrăgostiți. Cei din zodia vărsător se vor îndrăgosti în această lună, da? Vor simți fluturi în stomac, vor fi... De aceea simțiți nevoia să vă aventurați, vă lăsați purtați de emoție. Foarte frumos. Aveți și o alegere de făcut, da? Din nou vorbim despre alegeri. Voi trebuie să alegeți foarte clar ce aveți de făcut. Este în favoarea voastră oricum
că vreți să iertați persoana dragă, bine, pentru cei care este valabil, bineînțeles. Pentru că, na, dacă v-a greșit destul de rău, nu puteți să treceți chiar așa cu vederea, dar pentru cei care nu au fost chiar lucruri destul de rele între dumneavoastră și partener, există împăcări aici, există iertări. Dar, cum am și spus, unii iertați și vă mergeți mai departe, da? Nu mai continuați povestea asta, puneți punct, iertați acea persoană, dar nu mai vreți să mergeți cu el sau ea la același drum. Iar pentru unii, vă împăcați, vă revedeți, vă împăcați, reluați povestea de la capăt. Poate nu este neapărat de separare, poate unii dintre voi nu v-ați mai văzut de foarte mult timp, poate partenerul sau partenera a fost la distanță, da? Poate lucra sau a fost plecat o perioadă într-o altă țară, într-un alt oraș, da? Și acum vă reîntâlniți, da? Vă revedeți și vă place, vă încântă, vă place lucrul ăsta că v-ați revăzut cu persoana dragă, parcă vă simțiți așa plin de bucurie, de speranță, de iubire, de visați cu ochii deschiși și vă faceți tot felul de planuri cu partenerul, da? Și cu partenera, bineînțeles. Foarte frumos! Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!